Fermierii din Republica Moldova ar putea avea o recoltă de grâu mai generoasă în acest an față de 2023, deși suprafața semănată este mai mică. A plouat din belșug, iar cele mai bune condiții au fost în nordul Republicii Moldova. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cred că recolta va acoperi necesarul alimentar al țării și că la toamnă ar exista premise pentru ieftinirea pâinii. Vedeți, e foarte frumos, picul se arată bun, mare. Ia uitați-vă. Adică aici, după boabe, dacă ar fi, să zicem așa, boabele sănătoase împlinite, să le punem vreo 45 grame. Atunci ar prinde vreo 6-7 tone. Sergiu Spinei, din satul de la Creu, are peste 250 de hectare de grâu în raionul Anenii Noi. Bărbatul folosește o tehnologie specială pentru a crește productivitatea și investițiile au fost pe măsură, iar acum culege roadele muncii. Cu o lună și jumătate înaintea secerișului, grâul are o înălțime de aproximativ 60 de centimetri. S-a dezvoltat perfect în acest an, iar spicele sunt pline. Următoarele săptămâni vor fi însă decisive. Fermierii spun că ploile ar putea spori calitatea grâinelor. Grâul este neuniform anul acesta și vă spun că e insuficiență foarte mare. Ia, pe acolo v-am arătat, uitați în coace, nu are deloc apă. Pământul e uscat complet. Dacă ar fi o ploaie de vreo 20 mm, eu cred că asta ar fi un ajutor foarte mare pentru toți. Și la Anenii Noi și în alte raioane din centrul și sudul Republicii Moldova, grâul e de o calitate bună. De departe însă, cei mai câștigați sunt fermierii de la nord, unde și vremea a ținut cu ei. Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, în acest an, fermierii ar putea strânge o cantitate de grâu similară celei de anul trecut, chiar dacă au semănat o suprafață mai mică. Până prețurile, în principiu, ele nu depind de direct doar de productivitate, depinde de mai mulți factori. Sperăm că va fi cel puțin la același nivel, dacă nu spre scădere. În prezent, în Republica Moldova sunt 330.000 de hectare de grâu, o suprafață mai mică față de 2023. Ministerul Agriculturii estimează că în acest an recolta totală va fi de aproximativ 1,5 milioane de tone. Pentru a asigura securitatea alimentară a țării, ar fi necesar aproape 350.000 de tone de cereale.